Peste 30 de participanți, agenți economici și producători autohtoni oferă timp de 3 zile cele mai delicioase și neobișnuite experiențe gastronomice pentru vizitatorii festivalului Street Food and Wine. Doritorii vor putea degusta preparate culinare din bucătăria găgăuză, mexicană, israeliană, grecească și italiană. Scopul evenimentului este de a susține agenții economici și producătorii autohtoni, dar și promovarea acestora. Evenimentul se desfășoară pe strada pietonală Eugen Doga din capitală până duminică, ora 21. Producătorii autohtoni spun că s-au pregătit ca la carte pentru a uimi vizitatorii cu bucate și vinuri alese. Eu deocamdată am un singur spațiu pentru prepararea produselor, nu am o cafenea. Acest festival este o bună oportunitate pentru a-mi promova produsele pe piață. În prepararea deserturilor, noi folosim doar produse naturale. Pe prima dată noi prezentăm pentru consumator un vin spumant, produs după metodă clasică și la acest eveniment ne prezentăm pentru prima dată pentru publicul larg. Vizitatorii au rămas impresionați de varietatea produselor expuse la festival. Bine venit! După un an și jumătate de carantină, putem vedea oameni, putem gusta, savura soarele. Încercăm să găsim un loc care să ne placă. Mi se pare că aici avem doar să cumpărăm și sunt cele mai bune aici. Ai venit cu părinții astăzi? Da, mai ales că una e verișoara mea. Dăm la timp pentru că mănânc cașcaval, care este extraordinar de gustos. Așa. E foarte frumos. Mai ales că noi suntem atât de dornici de evenimente de care a fi, dacă, sincer. Am venit să petrecem un pic timp cu copiii, că nu mai reușim în timp săptămânii, să mai socializăm. Organizatorii promit și numeroase concursuri și surprize. Intrarea la festivalul gastronomic este liberă. Eu am venit cu ideea organizării evenimentului încă în 2019. Scopul este promovarea sectorului vitivinicol din Republica Moldova în combinație cu gastronomie. Sunt restaurantele din Chișinău cu specificul mâncării de stradă și producătorii de vin. Totodată, pe parcursul acestor zile, pentru doritorii de a se imuniza împotriva COVID-19 pe strada pietonală, Eugen Doga din capitală a fost amenajat un punct mobil de vaccinare.